După cum bine știm, suntem în Cartea 2 Petru, în capitolul 2 și ne uităm în continuare în studiul nostru la ceea ce Scriptura ne învață despre falși învățători. În această seară vom continua călătoria noastră în acest capitol uitându-ne de la versetul 3, partea a doua și până la final, dacă ne va permite timpul, vom avea o perspectivă de ansamblu asupra capitolului 2 și a portretului pe care Petru ne-l oferă pentru falși învățători. Dimineața am reușit să ne uităm la versetul 3, până la versetul 3, partea a doua, unde Petru vorbește despre pedeapsa acestor oameni și începând cu versetul 3, partea a doua, până la versetul 9, până la versetul 10 chiar, Petru dă foarte mult spațiu pentru a vorbi despre pedepsirea acestor oameni. Și poate se va naște o întrebare, de ce Petru petrece atât de mult timp vorbind despre cum vor fi pedepsiți niște oameni? De ce face lucrul acesta? Petru face lucrul acesta pentru că în capitolul 3 vom vedea că printre oameni aceștia erau oameni care negau ziua venirii Domnului, o zi mare și înfricoșată, o zi de pedeapsă pentru oamenii necredincioși. Adică ei trăiau în păcat, propovăduiau libertinajul moral și spiritual și ca să trăiască cu conștiința în păcată, odată cu propovăduirea aceasta și cu purtarea aceasta, ei negau ziua venirii judecății lui Dumnezeu, o zi a pedepsirii păcatelor lor. De aceea Petru dedică atât de mult spațiu în capitolul 2 vorbind despre pedepsirea acestor oameni. Și veți vedea că chiar și după ce termină secțiunea asta care se focalizează în principal și analizează în principal pedeapsa pe care Dumnezeu o va aduce peste lume, chiar și când începe să vorbească despre anumite caracteristici ale acestor oameni, anumite comportamente, el mai aruncă câte o expresie sau două în care reamintește, vor fi pedepsiți, vor fi judecați. Da? Haideți să ne uităm la felul în care Petru își argumentează teza lui de bază că acești oameni vor fi pedepsiți. Da? Versetul 3 expune faptul că vor fi pedepsiți, spune, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Asta e teza, este premiza de la care pornește, da? Este punctul de la care pornește. Dar cum își demonstrează el lucrul ăsta? De unde știm că va veni o judecată și o pedeapsă? Peste acești oameni și peste toți oamenii nelegiuiți. Și el după ce expune teza lui, o exemplifică, da? Exemplifică judecata prin trei exemple. Exemplul îngerilor căzuți, exemplul lumii vechi și exemplul cetăților Sodoma și Gomora. Haideți să ne uităm fugitiv pe rând la fiecare dintre ele. Spune versetul 4, pedepsirea îngerilor. Ne este arătat primul exemplu în pedepsirea îngerilor. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Câți dintre îngerii căzuți au fost iertați de Dumnezeu? Pentru câți din îngerii căzuți Dumnezeu a dat o jertfă de ispășire? La câți îngeri căzuți le-a dat Dumnezeu har? La niciunul. Este Dumnezeu drept că nu le-a dat la niciunul har? Vă mai spun, dacă aduci cuvântul dreptate în ecuația harului lui Dumnezeu, ai distrus conceptul de har. Dumnezeu îți dă ori dreptate, ori îți dă har. Scriptura spune aici, Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit. S-au răzvrătit. Știm care a fost păcatul lor. Ci i-a aruncat în adânc. Termenul adânc, doar așa informativ, este Tartaros. Este singurul loc în Scriptură în care se folosește termenul acesta. De aici avem noi cuvântul în limba română, Tartor. Da? Este locul, Scriptura spune că doar despre îngerii aceștia căzuți, o parte din îngerii căzuți au fost închiși de Dumnezeu și nu sunt lăsați liberi ca ceilalți demoni. Sunt închiși în adânc, în Tartaros. Nicăieri în Biblie nu se mai vorbește despre locul acesta. Nu trebuie confundat cu locuința morților, cu sânul lui Avram sau cu iazul de foc și de pucioasă, unde la urmă Dumnezeu spune că va arunca pe Satan, pe îngerii lui, pe prorocul mincinos, pe fiară și va arunca în iazul de foc și de pucioasă chiar și locuința morților și moartea. Deci este locul final. Tartarosul ăsta este locul în care Dumnezeu spune aici, auziți, stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Nu spune că schinuiți aici, da?
Dar într-un fel ni se arată natura chinului veșnic. Ei într-un fel aici anticipează, da, anticipează, este o pregustare a judecății finale, să zice, sunt păstrați pentru judecată, sunt legați cu lanțuri, ținuți în întuneric. Merge la al doilea exemplu, versetul 5. Dacă n-a cruțat el lumea veche. Acum știm că din lumea veche, dintre oamenii care au trăit atunci, Dumnezeu a salvat câțiva oameni. Însă în comparație cu câți oameni erau pe planeta Pământ la vremea respectivă, Dumnezeu a scăpat foarte puțin. El spune, n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe împreună cu alți 7 inși. Îmi place însă cum îl descrie pe Noe aici. Cum îl descrie pe Noe? Acest propovăduitor al... Putea să spun acest propovăduitor al izbăvirii, că asta a făcut Noe în timpul în care a construit corabia. Chema oamenii la mântuire, la salvare. Domnule, vine potopul, judecata lui Dumnezeu peste o lume nelegiuită. Există o singură șansă, o singură cale de scăpare. Veniți! Dar nu-l numește așa. Îl numește un propovăduitor al neprihănirii. Oamenii nu l-au crezut pe Noe, nu l-au urmat pe Noe, pentru că Noe nu doar propovăduia scăparea, ci propovăduia odată cu scăparea și neprihănirea. Cam asta încearcă Petru să, prin exemple acestea, încearcă Petru să combată pe ereticii aceștia care învățau și predicau și trăiau o viață fără restriște, fără reguli, fără bariere. Da? Dacă predici scăparea și iertarea păcatelor, să vezi că mulți oameni ar iubi Evanghelia asta. Dacă predici iertarea de păcate și eliberarea de păcate, ai să vezi că se vor împuțina drastic, vizibil, numărul de oameni care vor să-L urmeze pe Hristos. Iertare vrem, cruce nu vrem. Iertare vrem, eliberare de păcate nu vrem. Iertare vrem, numai trăire, neprihănire nu vrem. Noe este descris ca un propovăduitor al neprihănirii. Noi are cum suntem cunoscuți. Noi știm că Hristos a venit să ne dea neprihănirea Lui, dar a venit și să ne facă neprihăniți. În teologie sunt două expresii. El ne atribuie neprihănirea Lui, dar ne-o și aplică. Ne-o și aplică. Ne place neprihănirea imputată, nu? Neprihănirea străină, exterioară, care nu este a noastră, ne este dată nouă. Însă este și o neprihănire aplicată. Da? Lucrată în noi de Duhul Sfânt. Și vedem pe Noe, care nu doar a fost socotit neprihănit de Dumnezeu, ci Noe a fost un propovăduitor al neprihănirii. Și a fost scăpat împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Vedeți contrastul? Propovăduitor al neprihănirii și oamenii n-au ascultat de el. De ce? Că erau niște nelegiuiți. Nelegiuiții n-au iubit propovăduirea neprihănirii. Vă aduceți aminte... Petru mai discută odată despre venirea potopului și o să mai discute odată despre venirea potopului. Și Petru vorbește despre venirea potopului, vă aduceți aminte foarte bine, potopul a venit nu doar peste lumea veche, potopul a mai venit peste cineva. Peste cine? Peste cine a căzut potopul? Peste lumea veche și a mai căzut peste cineva. Peste pământ, da, peste lumea veche care era pe pământ, dar mai căzut peste cineva. N-am căzut doar peste lumea veche. Într-un sens indirect, dar a căzut și peste Noe cu familia lui. Indirect. Pentru că Noe cu familia lui, foarte simplu, erau într-o corabie. Mânia lui Dumnezeu cade peste umanitate, dar nu cade peste noi, pentru că noi suntem într-o corabie, nu în Biserica Baptistă Reformată, să fie clar. Ci suntem în Hristos. Și cine are pe Hristos este izbăvit de mânia viitoare. Asta celebrăm astăzi. Că la fel, este aceeași metodă de mântuire. Sunt oameni care spun, da, Dumnezeu a mântuit cumva în trecut, Dumnezeu a mântuit în trecut prin lege. Nu, legea ne-a fost un îndrumător spre, într-un fel, legea ne oftica și ne aducea la capătul puterilor. Ne aducea de plină cunoștință a păcatului, te aducea la disperare. De fapt, te împingea spre singura persoană care te putea salva. Cum a fost înălțat șarpele în pustie, a fost înălțat și Domnul Iisus Hristos, da? Te aducea spre El, te împingea spre El, ca să căpătăm neprihănirea prin har. Și prin credință, prin har și prin credință. Și în loc să cadă potopul mâniei lui Dumnezeu peste noi, a căzut potopul mâniei lui Dumnezeu peste Hristos. Este o lucrare extraordinară. Gândiți-vă la sentimentul, și e bine să ne gândim în special astăzi, gândiți-vă la sentimentul pe care l-au avut Noe
cu familia lui, când s-au urcat în corabie sub privirile bajocoritoare și sub apelativele pe care le-au adresat oamenilor. Dom'le, sunteți niște nebuni, aici la noi nu este ploaie, da? Se spune că era rouă acolo, nu e... Sunteți descreerați, sunteți bolnavi cu capul, sunteți duși cu pluta complet, deci voi sunteți niște fanatici ieșiți din comun. Voi meritați să fiți extirpați din societate, voi duceți lumea în rătăcire. Ne bucurăm că nimeni nu vă ascultă, sunteți cu totul deraiați. Deci sunteți cu totul deraiați. S-au suit în corabie, după, spun cercetătorii, vreo 120 de ani de bajocuri și de lucru și au început să plouă. Eu cred că atunci au trăit un sentiment de gustarea harului Dumnezeu, cum greu poți să înțelegi. Să vezi că mânia lui Dumnezeu cade și nimicește tot de pe suprafața pământului, tot. Și sunt numai 7 oameni, da? El cu încă 7 oameni. Numai 8 oameni care au scăpat. Atunci apreciez și înțelegi, domnule, cu adevărat, Dumnezeu mi-a dat har. Noi acum stăm, nu se vede mânia lui Dumnezeu care cade pe pământ, în sensul final. Dar atunci, eu cred că cu toți vom fi într-o închinare profundă, autentică, reală, înaintea lui Dumnezeu, necurmată, văzând ce va cădea peste umanitate, ce va cădea peste lumea aceasta. Dumnezeu a lăsat judecățile acestea preliminare ca o profeție, ca o profeție a faptului că vor mai fi asemenea judecăți și va fi una mare de tot. Al treilea exemplu pe care îl dă a judecății este în versetul 6. Dacă o sândit el la peirie și a prăfăcut în cenușă, distrugere totală. Distrugere totală. Sunt unele persoane care spun, domnule, ce Dumnezeu e ăsta care o trimis pe poporul Israel să omoare pe toți bărbații și aveau voie numai să-și ia femeile sau sclavii sau ce să mai ia de pe acolo. Oh, nu-ți convine exemplul ăla, îți dau un alt exemplu. Eu știu că exemplele acestea nu se potrivesc cu conceptele umaniste aplicate unui Dumnezeu inventat de imaginația umană. Eu știu. Uite, îți dau un exemplu în care Dumnezeu a făcut praf și pulbere pe toți. De la cel mai mic până la cel mai mare. Dacă cumva nu-ți plac exemplele alea în care au mai lăsat pe câțiva în viață, uite, îți dau exemplu în care n-a lăsat pe nimeni în viață. Pe nimeni! Un Dumnezeu al dreptății, când n-ai gustat în viața ta sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și n-ai înțeles câtuși de puțin mânia lui Dumnezeu și când se predică an la zile un concept umanist despre Dumnezeu, când se iau concepte umane, filozofice, umaniste și sunt aplicate lui Dumnezeu și mintea ta e un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Scripturilor. Normal că te uiți la Vechiul Testament și ești oripilat. Spui, ce Dumnezeu e ăla? Ajungi un fel de marcionist, negi Sfânta Scriptură. Cărzi din Sfânta Scriptură. Nu, Dumnezeu pe care eu știu nu este Dumnezeu ăsta, e un Dumnezeu al dragostei. Da, cu siguranță a fost și atunci un Dumnezeu al dragostei, că de asta au fost salvați Noe și cum cu 7 inși, nu? Că a fost un Dumnezeu al dragostei. Ia auziți, a osândit el la piere și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora. De ce? Ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegire. Nu zice ca să ne slujească de pildă nouă care trăim în neprihănire. Ci ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegire. Lucrurile acestea trebuie predicate celor care trăiesc în nelegire. Acesta este finalul acestor oameni. Ce? Prăpăd, pierzare, distrugere totală. Asta este lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dar chiar și acolo, spune Scriptura, a fost în versetul 7, a fost un neprihănit. Și a scăpat pe neprihănitul Lot. Noi era un propovăduitor al neprihănirii, Lot era un om neprihănit care a spune așa Scriptura. Și aici este un semn prin care noi ne putem diferenția de oamenii din lume, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Lot nu spunea, domnule, important e că eu sunt neprihănit, eu să fiu o lumină în lume. N-am eu treabă cu ei. Nu mă deranjează pe mine ce fac ei, nu este adevărat. Un om, ascultați, un om care este născut din nou și care a gustat din sfințenia lui Dumnezeu nu poate să rămână nepăsător la destrăbărarea care e în jurul lui. Nu poate. Nu are cum. Auziți ce spune Scriptura? Era foarte întristat. Vi se pare dumneavoastră că suntem foarte diferiți în postmodernism de Sodoma și Gomora? Nu. Dar suntem foarte întristați? Nu mulți îl critică pe Lot. Că Lot s-a dus acolo, că i-a plăcut bogăția, că a fost materialist, că uite ce s-a întâmplat după aia cu fetele lui. Biblia spune și altceva despre Lot. Spune că era un neprihănit care ce s-a întâmplat cu el în Sodoma. Își chinuia sufletul acolo. Auziți, a scăpat pe neprihănitul Lot care era foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați? Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia
în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Și știm că nelegiuirea a intrat până în casa lui. Și vedea în fiecare zi rodul alegerilor lui și deciziilor lui. Dar era un suflet neprihănit omul acesta, care se chinuia acolo. Noi ne chinuim? Sau ne simțim bine? Ne amuzăm în lumea asta? Ne distrăm în lumea asta? Dacă noi nu există în timp ce suntem străini și călători, cum spune Petru în prima epistolă pe pământul acesta, dacă nu avem un sentiment de înstrăinare, un sentiment de depărtare, un sentiment de separare, un sentiment profund de insatisfacție, în ciuda tuturor bucuriilor pe care le recunoaștem și le primim cu mulțumire de la Dumnezeu, dacă nu avem tot timpul un sentiment de insatisfacție, ceva e în neregulă cu noi, să știți. Vă spun deschis lucrul ăsta. Ceva e profund în neregulă cu noi. Dacă omul acesta care, în ciuda deciziilor lui greșite, totuși spune Scriptura că își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit. Era foarte întristat de strigăciunea și de străbălarea care era în Sodoma și Gomora. Dacă ăsta era așa, noi cum ar trebui să fim? Noi care avem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Noi care, spune Petru în primul capitol, noi care avem mântuirea aceea despre care profeții numai au văzut-o de departe și au profețit despre, au cercetat și au văzut harul care ne-a pregătit nouă. Noi avem o multitudine, o plinătate de binecuvântări prin care Dumnezeu ne sensibilizează profund la dragostea Lui, bunătatea Lui și mânia, dreptatea și sfințenia Lui. Dacă ei au reacționat așa la stricăciune de destrăbălare, cum ar trebui să reacționăm noi? Cum ar trebui să reacționăm noi care am văzut jertfa lui Hristos, plinătatea mântuirii? Cum ar trebui să reacționăm noi la stricăciunea acestei lumi? Mai mult decât ei. Și Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt acest lucru în noi, să ne dea un gust pentru sfințenia Lui și să ne dea la fel o scârbă profundă pentru stricăciunea acestei lumi. El expune judecata, o exemplifică și o explică acum pentru noi, versetul 9. Înseamnă că ne tălmăcește. Acum o explică. Îți expune principiul, ți le exemplifică, îți dă trei exemple și acum ți le explică. Înseamnă că, hai să vă tălmăcesc ce s-a întâmplat. Înseamnă că Domnul, vedeți, deși scopul lui Petru este să arate pedeapsa lui Dumnezeu, Petru inversează aici lucrurile și spune Domnul știe să izbăvească din încercare. Din încercare, pe oamenii cucerini sau pe oamenii evlavioși, acesta este termenul, știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucerini. Noi știm că va veni o mare, mare, mare încercare peste lumea aceasta și Dumnezeu ne va izbăvi din ea. În Apocalipsa spune că va păzi de ceasul încercării. Scriptura vorbește despre un ceas al vremurilor din urmă, un eveniment final în care Dumnezeu va pedepsi această umanitate. Și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mi se pare că capitolul 2 din 2 Petru este un atac foarte puternic, frontal, la doctrina martorilor lui Jehova și a unor adventiști sau a tuturor adventiștilor cu privire la anihilarea sufletelor. Spune că oamenii nu trec în... Eu am auzit pastori baptiști, acum poate și ei sunt anihilaționiști și nu vor să spună deschis. Am auzit pastori baptiști care spune că sufletul ăsta a trecut în neființă. Nu știu, au trecut în neființă niște doctrine de ale tale, dar nu sufletul respectiv. Că spune Scriptura că îi păstrează Dumnezeu pe nelegiuiți ăștia care au murit, îi păstrează pentru ce? Și pe ăștia care trăiesc, îi păstrează pentru ce? Versetul 4 spune că îi păstrează pe îngeri pentru judecată. Și versetul 9 spune că Dumnezeu păstrează pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Nu a trecut în neființă. Unor le place să treacă în neființă. Vă spun că e convenabilă doctrina asta, nu? Dom'le, am trăit cum am vrut eu, că nu mă duc eu pe pământ să domnesc cu martorii lui Jehova. Mare pagubă. Mare lucru. Ia-ți casă și apartamente și ce am mai avut noi pe aici. Nu e niciun fel de bai. Da, am trăit viața asta cum am vrut eu și după aceea m-am dus în neființă. Ce? Biblia nu spune că ne ducem în neființă, Biblia spune că suntem, auziți, pedepsiți. Că suntem pedepsiți dacă nu suntem credincioși, dacă suntem credincioși mai suntem pedepsiți. Ca să fie pedepsiți, oamenii sunt pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată, umblând, poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Da? Dumnezeu izbăvește credincioșii și Dumnezeu păstrează necredincioșii pentru ziua judecății. Petru continuă, după ce expune pedeapsa de care vor avea parte acești oameni, Petru continuă prin a ne prezenta trei păcate de care se fac vinovați acești oameni. Și le menționez pe scurt. Un duh de superioritate, zice că sunt drăzneți, încăpățânați, bajocoresc dregătorile, de ce izmari și tari? Bun, un duh de superioritate.
apoi duhul acesta de prea curvie, spurcăciunile sexuale și în final lăcomia de avere. Și ne vom uita la fiecare dintre ele. Spune Scriptura așa, când ne uităm la superioritatea pe care o arată oamenii aceștia, ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt. Și noi nu trebuie să facem confuzie între curajul biblic, curajul de a expune adevărul, de a predica Evanghelia, curajul de a apăra faima numelui lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, cu îndrăzneala impertinentă, care întotdeauna este zeflemitoare, este lipsită de respect, este tupeistă, flegmatică. Da? Spune că ei sunt așa, încăpățânați și îndrăzneci. Și este o teologie astăzi în piața asta largă numită creștinism, care spune că noi suntem așa un fel de mici Dumnezei, chiar o mișcare care se cheamă Cuvântul Credinței, care avem putere de la Dumnezeu, Dumnezeu a magazinat putere în noi și noi numai trebuie să proclamăm, să rostim. Am auzit niște derbedei din ăștia religioși care zilele acestea proclamau să plece furtuna aceea și uraganele acelea și tot felul de lucru. Știți ce e interesant? Că miile de oameni, zecile de mii de oameni care ascultă pe asemenea profeți și proclamatori, care alungă furtuni și uragane și așa mai departe, după ce a trecut uraganul și a devastat tot pe acolo, nu se duc la ea ca și spune, am venit să stăm în clădirea ta de 3 milioane de dolari. Și să ne adăpostești aici, că noi pe tine te-am plătit toate lunile astea de zile și nu prea au funcționat proclamarea. Și am venit să stăm aici la tine. Că n-avem unde să stăm. Suntem acum oameni care ne plimbăm cu cortul. Nu, oamenii ăștia, după câteva luni de zile, se duc înapoi la întâlnirile lor. Și le ascultă din nou profețiile lor, exorcizările lor, vindecările lor, minunile lor mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos și proclamările lor. Și-și merită soarta. Și-și merită soarta. Deci îți mințiți pe față, și după aceea se duc în continuare după ei. Spune, domnule, n-am avut suficientă credință. Asta este. Dar aveți suficientă prostie ca să vă duceți în continuare după ei. Își merită soarta. Își merită soarta. Și mi se pare mie că Petru descrie asemenea oameni aici. Și ajungi la starea aceasta, sunt în creștinism oamenii aceștia. Ăștia fac aduc atâta bajocură în numele lui Dumnezeu și atâta hulă să îndreaptă spre Dumnezeu din cauza lor, cum cu greu ai putea să scoți altfel atâta hulă. Cu greu. Oamenii aceștia sunt oameni care ajung în punctul acesta pentru că n-au avut niciodată o înțelegere a propriilor lor păcătoșenii, a propriei slăbiciuni. N-au văzut niciodată maestatea, suveranitatea, sfințenia și slava lui Dumnezeu care te aruncă în țărână și la pământ înaintea lui Dumnezeu. N-au avut niciodată o întâlnire cu Dumnezeu adevărat și de aceea, spune Scriptura, ei nu se tem să bajocorească dregătoriile sau autoritățile. Și cuvântul folosit este cel pentru autorități spirituale. Mai este folosit în Efeseni 1 cu 21, Coloseni 1 cu 16, Iuda 1 cu 8. La autorități spirituale, da? Îi spun, domne, noi suntem, și ascultați teologia, noi în Hristos avem autoritate asupra orice. Asupra orice. Eu cu urechile mele am auzit oameni care spuneau că sunt credincioși, un fel de guru din ăsta cu puteri super spirituale, care blestema pe diavolul. Ce-i diavolul pentru el, domn? Îl blestema pe diavol. El putea să facă lucrul ăsta fără niciun fel de problemă. Și să mai distrau după aceea pe seama mea, că eu m-am speriat când am auzit. Dom'le, ok, am auzit de ăștia care scot duhuri din asta, dar chiar să-l blestem pe diavolul și în numele Domnului Iisus, dacă totul se face în numele Domnului Iisus, bineînțeles. Oameni care niciodată nu și-au înțeles nici nimicnicia, nici slăbiciunea și nici dependența totală de Dumnezeu. Oameni care n-au înțeles că viața asta pe pământ este o viață fragilă. Dacă vă uitați în Scriptură, toți oamenii, de ce spune? Pentru că ei nu se tem să bajocorească dregătoriile. El presupune că ar trebui să se teamă să facă lucrul acesta. Deci dacă te uiți la îngeri, și Iuda spune mai clar, chiar dă un exemplu la un moment dat, Iuda, dacă te uiți la îngeri, îngerii care sunt mai înalți în tărie, în putere și slavă, nu își permit să facă lucrul acesta, dar ei își permit să facă lucrul acesta. Ar trebui să se teamă. Când te uiți în Biblie, oamenii care s-au întâlnit cu îngeri sau au intrat în contact cu lumea spirituală, oamenii aceștia au căzut la pământ, s-au înfricoșat, ei nu. Ei nu se tem să facă lucrul acesta. Ei nu se tem să facă lucrul acesta, da? Astăzi vedem o atitudine de genul acesta, impostori de genul acesta, care nu se tem, spune Scriptura, să bajocorească dregătorile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată bajocoritoare împotriva lor. Nu că îngerii sunt incapabili să judece lucrurile care se întâmplă pe pământ. Nu că un înger ar fi incapabil să spună, domnule, aici e un păcat, ăsta o să primească judecata lui Dumnezeu. Nu zice Biblia așa. Nu aduc nicio judecată bajocoritoare, că însuși Petru vorbește despre judecarea îngerilor. Însuși Petru vorbește despre judecarea impostorilor.
Înșuși Petru vorbește despre judecarea multor categorii de ființe. Dar el nu aduce judecăți bajocoritoare. Știți ce își permite Petru, dacă aș putea să folosesc termenul ăsta, deși nu-i potrivit. Singura categorie de oameni pe care bajocorește Petru aici, dar nu-i bajocorește, înțelegeți că folosesc cuvântul ăsta referindu-mă la altceva, da? Pe care Petru îi descrie în fel și chip, folosind tot felul de cuvinte și apelative, sunt eretici ăștia, escrocii ăștia, prea curvare ăștia, mincinoși ăștia, impostorii ăștia. Impostorii aceștia. Da, Scriptura ne arată ca un curaj și cuvinte necugetoate, ne vorbește Scriptura și despre cunoașterea lor, versetul 12. Dar aceștia, nu știu, imaginați-vă pe Petru predicând din versetul 12. Vreau să vă expun versetul 12 mai pe larg, să înțelegeți la ce m-am referit. Dar aceștia ca niște dobitoace sau animale, fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bajocorind ce nu cunosc. De ce îi numește Petru dobitoace fără minte? Din fire sortite să fie prinse și nimicite. Din două motive. Unul, ca o finalul animalelor, ajung să fie nimicite și distruse, că despre asta au vorbit, despre pedeapsa lor. Și doi, că fac lucruri care au comportamente care arată că ar fi niște animale care nu gândesc. De asta îi numește Petru așa. De asta îi numește Petru așa. Și interesant, Petru folosește aici termenul agnosin, care vine, l-avem noi, avem termenul în limba română agnostic, da? Și spune, sunt din ca niște dobitoace fără minte, bajocoresc ce nu cunosc. Sunt agnostici. A fi agnostic, da? Spui, domnule, noi nu știm. A fi agnostic este un lucru rău. Pentru că te împinge la a vorbi cum nu trebuie să vorbești despre lucruri pe care nu le cunoști. Eu nu știu dacă există Dumnezeu. Și încep să vorbească, să fie sloboz la gură când vorbesc despre Dumnezeu. Asta e o prostie. Dom'le, dacă nu știi, taci din gură. Că agnosticismul asta spune. Agnosticismul spune, dom'le, noi nu știm dacă există Dumnezeu. Ok, dacă nu știi, taci din gură, nu vorbi despre ceva. De ce te luți toată viața ta împotriva ceva ce nu cunoști? Taci din gură dacă nu știi. Dar aroganța te împinge să-ți dai cu părerea, nu doar să-ți dai cu părerea, ci să bajocorești, să bajocorești ce nu cunoști. Să bajocorești ce nu cunoști. Și Scriptura ne arată că oamenii ăștia sunt firești, ca niște animale. Zice, fac ceea ce le este în fire să facă. Sunt din fire sortite să fie prinse și nimicite. Și bajocoresc ce nu cunosc. Da? Bajocoresc ce nu cunosc. Se aruncă în afirmații arogante, bajocorind stăpânirile. Și de aceea ne arată Petru aici că nu sunt mai informați decât animalele. Nu sunt mai informați decât animalele. Mai ajungem mai jos să ne dea Petru un exemplu în care iarăși compară pe un om cu animalele. Și condamnarea acestor oameni vor peri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Ăsta este primul lor păcat. Pofta asta, dorința asta de superioritate, de afirmare de sine. Apoi Petru trece la pofta sexuală. Ia uziți ce spune Scriptura. Ăștia sunt foarte chefuitori. Chefuitori și curvari. Așa se manifestă. Vezi, cheful cu curvia merg împreună. Dacă o iei din urmă, din trecut... Dacă citești de pe pagine Sfinte Scripturile din trecut, nu trebuie să duci la Imperiul Roman. Mai înainte, cu 1000 de ani înainte. Hai să vezi, cheful cu curvia merg împreună. Merg împreună lucrurile acestea. Și Petru îi descrie exact în felul ăsta. Auziți, care e pasiunea acestor oameni? Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Despre ei, dar despre noi, care e fericirea noastră? Ce spune psalmistul? Fericirea mea? Care e fericirea noastră? Repet, Dumnezeu ne dă multă satisfacție chiar în lucrurile acestea de pe pământ, dar întotdeauna satisfacția aceasta, pentru lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu și le primim din belșug de la El, spune Pavel în Timotei, satisfacția noastră este legată de Dumnezeu. Și noi ne întoarcem către Dumnezeu cu mulțumire pentru toate lucrurile acestea. Nu trebuie să colectăm un sentiment din ăsta fals de vinovăție. O, m-am bucurat de mâncare. Nu. Și ăștia-s la niște mese, dar vedeți că fericirea lor asta e fericirea lor de bază. Fericirea noastră de bază este de natură spirituală. Dacă fericirea ta de bază nu este de natură spirituală, duhovnicească, ești pierdut, nu ești născut din nou. Înțelegeți? Dacă fericirea mea principală, fericirea mea de bază, fericirea mea esențială, nu este în relație cu Dumnezeu, sunt pierdut. Nu sunt în relație cu Dumnezeu. Nu am viața lui Dumnezeu în mine, nu sunt născut din nou. Nu sunt născut din nou. Să fii păstor, că despre învățători vorbește aici Scriptura, să fii păstor și să fii recunoscut după faptul că ești foarte iubitor de chefuri, de mâncăruri, de distracție, e un semn foarte rău. Foarte rău.
Foarte rău. Pasiunea asta e pasiunea lor. Petru le arată păcătoșenia ca niște întinați și spurcați. Vorbește nu doar despre ceea ce fac ei, ci ceea ce sunt ei. Sunt întinați și spurcați. Petru, nu prea ai dragoste. Dacă le spuneam privat, nu? Le dădeau un mesaj în privat pe Facebook să le spună lucrurile astea la învățătorii falși, nu? Și ar fi trebuit. Ce lecții am dat noi lui Petru astăzi? Legalistule, nu știi să te bucuri. Normal, dacă ai doctrina asta despre venirea Domnului, că Domnul poate veni în orice clipă, normal că trăiești ca un ascet. Uitați parșivitatea acestor oameni. Se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Era o problemă masa de dragoste? Nu. Erau parșivi. Veneau în locul acestea în care își permiteau. Își permiteau. Și am văzut chiar întâlniri de după evanghelizare. Știi că așa e regula. După evanghelizare e o masă de dragoste în care frații se întâlnesc, povestesc, nu știu ce. Am văzut niște mese din astea de dragoste care erau un adevărat cancan. Pentru că atmosfera, imediat după evanghelizare, după scena serioasă, da? Deci am jucat 2 ore foarte serios, am cântat serios, am predicat serios despre destinul veșnic, despre iertare, despre mântuire și așa mai departe. După aceea, oameni care nu iubesc nimic asfânt și nu iubesc părtășia duhovnicească a bisericii, s-au lăsat în tot felul de glume și de povești și de tot felul de lucruri și numai părtășie n-a fost acolo. Uneori m-am simțit și eu vinovat că am participat și contribuit la lucrul acesta. Chiar în unele adunări foarte serioase și care trebuiau să fie marcate de sfințenie profundă. Și Dumnezeu să ne dea puterea să fim atenți. Că avem și noi mese de dragoste. Să nu ne trezim că le transformăm în altceva. Și că ne asemănăm cu asemenea oameni. Pericolul este foarte mare. Pericolul este foarte mare. Iar arată că sunt chefuitori, arată că și curvari. Auzi ce spune? Le scapără ochii de prea curvia. Am ascultat săptămâna asta un super eretic și super curvar. Adică pe dovedite, știți? Adică numai camere de filmat nu a fost, că în rest a fost absolut orice, ca să arate că e așa. Care încerca să dovedească, dar din întâmplare am dat, așa dau eu din întâmplare peste predici. Din întâmplare am dat, încerca să dovedească adunării, Domnule, ce tot învinovățiți voi pe ăștia care au făcut curvie în trup? Că Domnul Iisus spune că dacă numai te-ai uitat la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai și prea curvit cu ea. Numai textul nu se oprește acolo. Ai și prea curvit cu ea? Steinhardt, dacă nu mă înșel, Nicolae Steinhardt spunea trebuie să fii puțin redus ca să spui că a curvi în inimă și a curvi în trup e același lucru. Uite, să vezi că dacă îi mărturisești lui nevastă ta că satana te-a ispitit și te-a uitat după o femeie 10 secunde sau 5 secunde, o să supere puțin, dar o să te ierte până la urmă. Dar nu e același lucru dacă te duci și ai curvi cu ea. În trup. Nu este același lucru. Una este curvia în trup, alta este curvia în inimă. Și acum, dacă eu aș sta aici în fața dumneavoastră și vă spun care e rostul unui asemenea discurs drăcesc. Toți bărbații din sala asta s-au uitat, după ce s-au întors la Dumnezeu, la o femeie și au poftit-o în inima lor. Nu există niciun fel de excepție decât dacă ești la propriu bolnav de tot. Atât. Dar nu există excepție, da? Nu există excepție. Cine poate să zică că eu sunt excepție, să ridice în public, să îmi spună lucrul ăsta ca să pot să-i convin că e anticrist, da? De nu există excepție. Ei, dacă un om e măcinat de duhul ăsta de curvie, va ajunge să învinovățească adunarea de păcatul acesta, ca într-un fel să fie un fel de scuză din asta general. Domnule, toți ne încadrăm la treaba asta. Petru nu despre asta vorbește. Despre un om care a avut un accident. Despre un om care a fost ispitit și se întâmplă accidentul ăsta. Ce spune Petru aici? Le scapără ochii de prea curvie. E atât de plin de prea curvie, încât nu-și mai poate controla nici măcar ochii. Ispita este, pofta din lăuntru este, dar puterea Duhului Sfânt în viața noastră, puterea regenerării care ne face morți față de păcat, ne ajută să ne controlăm, să ne înfrânăm. Amin. Și nu suntem oameni care, la care le scapără ochii de prea curvie. Nu se pot opri, da? Nu se pot sătura. Îmi place extraordinar de ce spune Iov. Iov spune 31:1 așa, Iov spune așa, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi... Ascultați bine cuvintele. Și nu mi-aș fi oprit. Multe lucruri trec prin fața ochilor noștri, nu-i așa? Multe lucruri. Și acum e atât, satana e atât de pervers și de bajocoritor că îți pune din alea afișe mari. Și cum, ești în curbă, nici nu poți să o eviți, n-ai cum. Numai dacă știi dinainte că e acolo ca să nu te uiți, n-ai cum să nu o vezi.
Dar ce spune Iov? Aici e un secret pe care ne-l dă eu. Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Matei 5,28, Domnul spune, și vedeți, tot începe de aici, de la mintea noastră. Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, nu cine, n-ar trebui să ne uităm la femei. Nu ar trebui să ne uităm ca să le poftim. Da? Separarea e finuță, dar ea există aici. A și prea curvit cu ea în inima lui, da? În inima lui, da? Vedem această scăpărare a ochilor lor pofticioși, vedem setea lor pentru păcat. Și aici iarăși există o distinție mare între oamenii aceștia și credincioși adevărat, care și ei pot să fie ispitiți la un moment dat, și sigur sunt ispitiți și uneori pot să cadă în inima lor, dar ei nu se aseamănă cu acești oameni. De ce? Auziți, nu se satură de păcătuit. Sau altă traducere spune, și care nu se opresc de la păcat. Ei n-au regret pentru ce au făcut. El nu se gândește după aceea, bă, eu copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îl mustră imediat. Te-ai uitat, ai poftit. Duhul Sfânt îl mustră imediat. Eu sunt bărbat sfânt, eu sunt om al lui Dumnezeu. Eu mor față de păcat, eu sunt născut din nou. Eu trebuie să fiu un om care să fiu un exemplu pentru copiii mei. Eu trebuie să fiu un om care îmi iubesc femeia cu adevărat și îmi iubesc chiar și cu ochii, pentru că numai ei dau anumite priviri, nu dau la nicio altă femeie. E un om care e mustrat de Duhul Sfânt, care e măcinat. Oamenii aceștia nu sunt așa. Spune, nu se opresc din păcătuit. Nu se satură de păcătuit. Au o sete pentru păcat. Dar le scapă ochii de preacurvie, pentru că în ei este implantată, în firea lor, o sete pentru păcat. Aceasta este o diferență fundamentală dintre un credincios și un necredincios. Credinciosul nu are sete pentru păcat. El are sete pentru neprihănire. El este mustrat datorită păcatului. Lui îi pare rău pentru păcatul lui. El se pocăiește pentru păcatul lui. Amin. Seducerea oamenilor instabil. E a treia fază. Da? Le scapă ochii de preacurvie. Au sete pentru păcat și seduc pe oamenii instabili. Spune așa. Momesc sufletele nestatornice. Sufletele instabile. Oameni întorși de curând la Dumnezeu. Care sunt pradă foarte ușoară pentru ei. De ce e foarte important procesul acesta al ucenicizării? Nu e suficient că cineva a fost convertit. Domnul Iisus a spus să facem ucenici botezându-i și învățându-i. Trebuie să-i protejezi. Eu am avut 5 botezuri și din aia 5, ce s-a întâmplat cu ei? Am avut 15 decizii și ce s-a întâmplat cu ei? Asta e important, ce s-a întâmplat cu ei, da? Oameni care suflete, auzi ce spune Scriptura aici, suflete nestatornici. De obicei, oamenii ăștia nu pot suporta că singurii stricați. Vor să mai aibă susținători în jurul lor. Toți suntem la fel. Toți suntem la fel. Și apoi ne arată Scriptura nu doar pofta lor pentru afirmare, superioritate, pofta aceasta a stricăciunii morale, ci și pofta agonisirii. Spune Scriptura aici așa. Au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Problema fundamentală a omului este inima lui. Zice, au inima deprinsă la lăcomie. Au inima deprinsă la lăcomie. Nu zice că s-au deprins într-un comportament rău, ci că au inima deprinsă la lăcomie. Și termenul deprins de aici este termenul gimnazo, de la exercițiu. Dom'le, au exersat în lăcomie ăștia. Ăștia au depus efort în lăcomia lor. Au făcut gimnastică spirituală în păcatul lor. Ăștia se consumă pentru păcatul lor. Spune Scriptura, sunt niște blestemați, sau în original este termenul fii, expresia fii ai blestemului, arătând legătura foarte clară înaintea lui Dumnezeu dintre păcatul lor și destinul lor. Asta sunt ei înaintea lui Dumnezeu. Sunt niște fii ai blestemului, sunt blestemați, sunt blestemați. Apoi ne spune Scriptura despre ei în continuare, după ce au părăsit calea cea dreaptă. Nu spune Scriptura că și-au pierdut regenerarea, ci că au părăsit calea. Ce este calea? Este o umblare, este o trăire a lor, da? Scriptura ne arată foarte clar că oamenii aceștia au renunțat pentru o perioadă de timp la viciile lor, la trăirea lor păcătoasă, da? La trăirea lor păcătoasă. Și acum ce au făcut? Fiei blestemului, din fire sortiți să fie nimiciți ca animalele fără minte, au părăsit calea cea dreaptă și au rătăcit. Au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iublit plata fără de lege. Prin asta se remarcă învățătorii mincinoși. Pentru blani, pentru agoniseală, sunt gata să compromită. Își compromit caracterul, își compromit învățătura, își compromit absolut totul.
Pentru că există ceva superior decât toate lucrurile acestea. Ce? Agoniseala. Lucrurile materiale. Mă vând, îmi vând sufletul pentru lucrurile pe care le pot câștiga. Pentru lucrurile pe care le pot câștiga. Și un lucru extraordinar pe care îl spune Petru aici, zice, dar a fost mustrat, Balaam ăsta, cu care se aseamnă învățătorii mincinoși, a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare. Și eu cred că Dumnezeu lasă un cuvânt de mustrare aici. Dacă noi, dacă nu mai sunt bărbați ființa lui Dumnezeu care să spună adevărul și să predice adevărul, Dumnezeu o să vorbească prin femei, prin copii sau o să vorbească prin animale, Domnule. Un animal fără minte care nu poate vorbi, ajunge să vorbească, spune, și-a pus frâu nebuniei prorocului. Un animal fără minte ajunge să spună lucruri mai înțelepte decât prorocul fără minte, decât prorocul nebun, prorocul prost. Dumnezeu se folosește în fel și chip și vorbește. Scriptura nu spune că a stârpit păcatul din Balaam, că până la urmă Balaam s-a dus acolo și Scriptura ne arată că a sfătuit cu foarte multă șiretenie să dea pe femeile acelea stricate să ducă în poporul Israel, care a dus poporul Israel la idolatrie și Dumnezeu a lovit cu măcel în poporul Israel pentru lucrul acesta. Omul acesta a fost un nelegiuit care pentru bani el și-a făcut meseria lui de proroc cât a fost insuflat de Dumnezeu și după aceea s-a compromis absolut total. Ne asemănăm cu Balaam ăsta și se aseamănă învățătorii mincinoși dacă compromitem caracterul, dacă compromitem lucrurile sfinte, dacă compromitem sufletul nostru pentru lucruri materiale, dacă le vindem pentru lucruri materiale. Și cred că în fiecare săptămână suntem puși la încercare în privința asta. Cred că în fiecare săptămână. Să jonglăm cu lucrurile duhovnicești. Să jonglăm cu sufletul nostru până la urmă. Să avem momente de nebunie ca momentele de nebunie în care a fost Balaam. Ce vrei Dumnezeu să-ți vorbească și ție printr-o măgăriță? Cum vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Îți vorbește Dumnezeu în seara asta prin cuvânt, nu? Să prețuiești mai mult sufletul, să prețuiești adunarea, să prețuiești cuvântul, să prețuiești rugăciunea. Într-un cuvânt, să prețuiești viața ta cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, să prețuiești veșnicia ta și să nu pui lucrurile materiale deasupra. Da? Lucrurile materiale deasupra. Acum mă întrebați practic. Știți? A, merge, nu? Teoria e interesant, cum sunt învățătorii mincinoși practic, cum se manifestă ăștia. Vă spun cum se manifestă învățătorii mincinoși practic. Te sună oameni, mie mi s-a întâmplat asta de cel puțin două ori. Te sună om, frate, uite, aș vrea să vin la evenimentul cu tare sau la anuntul cu tare. Da, sigur, când? Da, sunt liber, vin. Frate, cât costă predica? Nu-i vinovată la care m-a sunat. E vinovată ea care l-a învățat așa. Da? Eu nu, v-am mai spus, nu sunt împotriva susținerii slujitorilor. Este o învățătură biblică, dar când ajungi să tarifez ceremoniile pe care le faci, ai mari probleme. De ce ai mai probleme? Ai, fără 500 de euro. Când au auzit ce prețuri învârtă ăștia pentru... Depinde acum, vrei predică cu har sau predică fără har. Că prețul diferă. Nu, astea sunt lucruri serioase, deci, pe care le-am auzit de la oameni care ei au purtat discuțiile astea. Asta e scrocherie, ascultați-mă, asta e scrocherie. Ai lăcomie de bani, ai învățătură falsă, învățători falși. N-au nicio treabă ăștia cu Dumnezeu. Da? Tarifarea predicilor. Transformarea misiunilor în afacere. Vă spun, dacă te duci, dacă ai har, cu ghilimelele de rigoare, și dacă efectul în audiență e cel scontat, cel dorit, pleci de acolo, poți să pleca cu salariul tău pe lună. Adică vă pot spune din experiență. Deci te duci cu salariul tău de la o singură slujbă sau la o duminică, te duci cu salariul tău pe lună acasă. Acum gândește că te duci de două ori pe lună sau de trei ori pe lună la câte un serviciu din ăsta religios, serios. Deci ai o platformă pentru... Da, faci lucrarea Domnului, da? Te spetești pentru lucrarea Domnului și Dumnezeu te binecuvântează. Uite, Domnule, cum m-a binecuvântat Dumnezeu. Dar transformi lucrarea, misiunea, într-o afacere. Într-o afacere. Că asta este până la urmă, într-o afacere. Bani donați pentru lucrare care sunt luați pentru interes personal. Câte cazuri în astea nu sunt? Aici știți, datorită unei strategii greșite, nu este gândită o strategie în biserica locală ca să fie protejați slujitorii. Nu trebuie, Domnule, mai vezi din asta că ia și mototole și la mine bagă. Nu, sunt oameni acolo, mă văd, oamenii, câte o doamnă din asta sau câte un domn, îmi fofolește acolo plicul cu bani în buzunar. Bă, tante, ce îmi dai, mă mituiești, ce îmi faci acolo, te văd, alți bagă mâna prin buzunar, ia mâna din buzunarele mele, ce faci acolo, dă ca oamenii dacă vrei să dai. Dar nu ăsta e modul în care a trebuit să faci lucrul ăsta, da? Și te pun în niște situații și treci situații astea penibile, la urmă când te uiți au pus 5 lei, știi, măcar dacă îți îndosea acolo ceva cu adevărat, acum spun ironic vorbind, da?
Dar sunt o felul de scene din astea, pentru că nu este gândită o strategie de funcționare. Domnule, noi avem niște slujitori, sunt oamenii al lui Dumnezeu, hai să-i protejăm, dacă cineva vrea să-i ajute, hai să-i ajute prin biserică. Hai să gândim un mod în care protejăm reputația lor și protejăm reputația noastră. Nu se trezește cineva după aia care spune că l-a văzut pe Cutărescu, că l-a nu știu ce bani și uite că de ce a făcut el lucrul ăla. Că l-a manevrat nu știu cine și așa mai departe. Și sunt o grămadă de povești din astea pentru că biserica n-a gândit o strategie de protejare a imaginii ei, a slujitorilor, a Evangheliei și a lui Dumnezeu până la urma urmei. Și vedeți în Sfânta Scriptură, banul, nu degeaba poporul zice că banul e ochiul dracului. Banul a distrus mulți slujitori. Banul a distrus multe slujiri, multe slujiri. Da? Sunt multe ajutare luate pentru a închide ochii. Pentru a închide ochii. Probleme în adunări, păcate grele și atunci tot te ajută. Nimeni nu știe că te ajută. Da? Și la urmă te simți așa cumva constrâns. No, ce să fac acum? Hai că trecem cumva cu vederea, da? Finanțe care ți-au volumul, tonul predicilor, claritatea predicilor, doctrina din predici. Te fac așa un... Știți ce e trist? Oameni care au avut o capacitate de a discerne într-un fel cuvântul lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Cu timpul și-au pierdut și volumul și claritatea. Nu mai pot să nuanțeze lucrurile, nu mai pot să fie clari, preciși, fix, pe text, nu mai pot. Pentru că banul i-a modificat. Pentru că nu a existat un mod biblic de susținere a acestor oameni, da? Mulți în mișcarea carismatică este pretenția asta multor slujitori al lui Dumnezeu că ei trebuie să aibă o viață specială. Fiind slujitori al lui Dumnezeu, fiind clerul, nu? Ei nu sunt ca oamenii de rând. Trebuie să crească o viață specială și binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu în viața mea. Care binecuvântarea lui Dumnezeu nu vine ca la tine prin muncă, ci prin donații. Dar donații? Deci tu nu trebuie să trăiești normal. Tu trebuie să trăiești extraordinar de bine. Și asta se cheamă escrocherie. Escrocherie. Și eu cred că una dintre cele mai mari nevoi ale bisericii de astăzi este să dobândească o învățătură sănătoasă, o învățătură sănătoasă despre susținerea slujitorilor. O învățătură sănătoasă. Da. Mulți numesc pe acești escroci vagabonzi spirituali, misihoinari. Da. Care ei, mai ales dacă nu se înțeleg bine cu, ce că oamenii, așa se zice, că oamenii care nu se înțeleg bine cu nevestele sunt cei mai buni misionari. Ăștia călătoresc și umblă și se duc și fac nume rău și bisericii și lor și lui Dumnezeu. Uitați-vă la predicile acestor oameni. Predicile acestor oameni, versetul 17 până la 19. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, da? Vorbind despre o zonă în care fântâna apa e foarte importantă. Foarte importantă în zona aceea, da? Și imaginează că ești uscat de sete și te duci la fântână. Și când te uiți în fântână, fântâna ai fără apă. Adică e o promisiune în exterior. Vedem imediat ce numește fântâni fără apă. Nori alungat, zice, o veni norul, vine răcoarea, vine ploaia. De unde? Că norul a fost dat la o parte, că nu a avut nimic în el. De ce îi numește Scriptura așa? Și mai spune, pentru ei sau lor le este păstrată negura întunericului, cum le este păstrată și acelor îngeri, da? Promisiuni pe care le fac învățătorii aceștia, care nu sunt testate în practică. Ce vedem în jurul nostru? Promisiuni de vindecări, promisiuni de eliberări, promisiuni de alungare, de oameni care fac, zice, unul, chiar le-am scris cu un frate, ne-am luat de mână pe internet și le-am scris la, cum v-am spus, la televiziunea asta super eretică, Alfa și Omega, le-am scris că nu și-au împlinit promisiunea de a face învieri la ponoară. Nu au făcut învieri la ponoară pe care o să... Și inițial a spus, nu, n-am făcut nicio asemenea promisiune. Când le-am pus clipul acolo, nu ne-am referit la învieri spirituale. Și zice, în loc să pui umărul credinței, de asta n-am făcut noi învieri la ponoară. Că eu cu fratele Sorin și Cristie nu am strigat aleluia și am strigat către Domnul ca să facă învieri la ponoară. De asta nu și-au împlinit ei promisiune de învieri. Că noi n-am avut suficientă credință. N-am pus umărul credinței acolo. Promisiuni false. Și oamenii se duc acolo ca bezmetici și zile întregi sau și strigă după năluci. Că nu-i Dumnezeu Scripturii ăla. Și au impresia unii, da, am simțit așa, m-a durut aici într-o parte și acum nu mă mai doare. Da, posibil. Ce să zic? Și au fost minuni mai mari decât ale Domnului Iisus. Ai minuni mai mari decât ale Domnului Iisus? Păi am eu o aspirină sau un paracetamol ceva. Nu e minuni mai mari decât a Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, nu sunt oamenii ăștia în stare să vindece o carie, ascultați-mă.
du-te la unul ăsta, domnule, uite, n-am un dinte aici, dă-mi un dinte înapoi, domnule. Îmi lipsesc trimă să le dăm una, nu 10. Una-ți cer. Deci nu-ți cer acum pe un ciunt să-l faci să-i vină picioarele înapoi. Te pun să faci cea mai simplă vindecare. Poți am o care aici, nu mă mai duc până la doctor, vindecă-mă în numele Domnului Iisus. Dacă tot spui că faci vindecări din asta, nu sunt stare să facă nimica. Promisiuni, promisiuni, promisiuni. Și știți care e problema? Sunt oameni, aici am văzut o breșă foarte puternică în viața unor oameni sinceri și bine intenționați. Fiecare dintre noi ajunge la momente foarte grele în viață. Ajunge la momente, la unii se îmbolnăvesc copiii, la unii dă cancer în ei, la unii sunt pe punctul de a divorța. Și în disperarea aceea, să duc la oamenii ăștia, domnule, caută, fiindcă n-au avut învățătură sănătoasă, fac orice, să duc și dau de oamenii ăștia. Și ăștia promit, uite, faci aici semeni, faci o donație, prin credință, una alta, te vindecăm, se repară, relație, tot se repară. În numele Domnului Iisus. Și dacă e așa serios, ai impresia că chiar se repară. Eu cred că numele Domnului Iisus este vindecare și eliberare și mântuire. Nu mă înțelegeți greșit. Dar nu cred că eu fac lucrurile astea, da? Să fie clară distinția. Eu nu sunt Domnul Iisus, bine? Nu sunt Mesia și așa mai departe. Și oamenii aceștia, mulți dintre ei sunt împinși pentru totdeauna în nenorocire. Pentru că sunt promisiuni care nu sunt împlinite. Îți distruși pentru totdeauna oamenii ăștia. S-au dus cu toată speranța acolo și iasă de acolo, cum spune tot românul, cu buza umflată. Cu buza umflată. Da, face Dumnezeu vindecări. Face-le, vedem și ne rugăm pentru ele. Eliberează Dumnezeu? Păi dacă n-a eliberat, ce mai căutăm aici? Eliberează Dumnezeu. Vindecă Dumnezeu rând din familie. Sigur că Dumnezeu face lucrul acesta. Ne ajută Dumnezeu chiar din punct de vedere material, financiar. Bineînțeles că Domnul nu ne le dă satana lucrurile astea. Nu pune satana pâine pe masă. Sigur că el asta a venit să facă, să distrugă și să ne nimicească. Sigur că toată binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Dar să spun că eu sunt ca un fel de tonomad în ăsta, ca o mașină în asta spirituală, care proclam și produc și fac promisiuni și îmi împlinesc promisiune și eu un somn care magazinez în mine putere dumnezească și eu rezolv problemele tuturor, este cu totul altceva. Și fac asta ca să câștig bani. Și fac asta ca să mumesc suflete nestatornice și să le nenorocesc destinele. Nu eu Dumnezeu să am cartea lui să văd ce se va întâmpla cu fiecare suflet. Eu pot să spun ce poate să facă Dumnezeu, dar nu știu planurile lui. Unii dintre ei pretind că le știu și le și proclamă. Auziți ce spune Scriptura? Sunt oameni superficiali, ne arată superficialitatea lor, superioritatea lor, drăcească, firească. Ei vorbesc cu trufie, ce vorbesc? Lucruri? De nimic. Vorbărie multă, îngânfare, mândrie, aroganță, înălțare de sine, lucruri de nimic, lucruri ieftine, goale, fără valoare. Vorbesc mult și ai impresia că spun nu știu ce comori și când încolo nu a spus nimic. Vorbesc cu trufie, cu aroganță, lucruri de nimic. Frați și surori, dacă eu timpul ăsta pe care l-am înaintea dumneavoastră, îl folosesc pentru a vă spune tot felul de lucruri, tot felul de lucruri, și nu-l folosesc pentru a vă da cuvântul lui Dumnezeu, spun lucruri de nimic și sunt un impostor cum sunt oamenii aceștia. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Singura autoritate pe care eu pot avea în adunarea asta, singura autoritate nu este o funcție, o ordinare sau o recunoaștere. Singura autoritate pe care o am este dacă predic cu credincioșie cuvântul lui Dumnezeu și viața mea demonstrează că cuvântul lui Dumnezeu are efect în mine și are rod în mine. Atât, e singura autoritate. În rest nu există nicio autoritate. Dumnezeu numai acestor oameni le dă autoritate. Uitați-vă la seducția lor. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc? Slobozenia, auziți, cum îi momește cu poftele cărnii și le făgăduiește slobozenia? Pare o contradicție. Îi momește cu poftele cărnii și le făgăduiește slobozenia, libertatea. Păi ce spun ei? Îi spun, domnule, lucrul ăla nu-i păcat, nu mai e din păcat nimica. Însă, într-adevăr, multe lucruri despre care noi spunem că sunt păcate și nu-s păcate. Asta e adevărat. Dar lucrul ăsta poți să-l iei și să-l aplici oriunde și să spui, lucrul ăla nu este păcat. Ești liber, domnule, lucrul ăla nu este păcat. Lucrul ăla nu-i păcat, lucrul ăla nu-i păcat, lucrul ăla nu-i păcat. Și te trezești că omul a intrat cu totul în păcat, la propriu cu totul în păcat. În timp ce ei înșiși, uitați-vă la sclavia lor, în timp ce ei înșiși sunt robe ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Deci dacă nu poți să scapi de păcat, știți ce poți ajunge să faci? Să numești păcatul pe care îl faci libertate în Hristos. Frate, asta e, zice Biblia, fiecare să-și păstreze încredințarea. Fiecare să-și păstreze încredințarea. Frate, fac un păcat unul sau altul, asta e încredințarea mea. Da. Păi frate, dă-o de spune negru pe alb, asta e interpretarea ta. Frate, acum fiecare interpretează cum vrea. Și foarte ușor
foarte ușor te duci în panta asta al libertinajului moral și al trăirii în păcat, pentru că ești sclav păcatului și trebuie să-l scuzi cumva. Și dacă sunt mai mulți sclavi păcatului, numai bine avem o justificare comună, nu? Apropo de încheiere, în final uitați cum îi descrie Petru pervertirea lor. Da? Oamenii ăștia au intrat pe calea Domnului și s-au pierdut până la urmă. Ce spune despre ei? În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, interpretarea mea asupra pasajului acesta este că oamenii aceștia au avut o scăpare reală de viciile lumii acesteia, dar nu sunt oameni care au fost născuți din nou, care au avut roada Duhului Sfânt, care au fost făcuți părtași firii dumnezești. Adică dacă o compari pur și simplu capitolul 1, cum îi descrie Petru pe creștini, ai să vezi că foarte puțin se potrivește cu ce sunt oamenii ăștia. Foarte puțin. Da? Foarte puțin. Deci au avut o schimbare exterioară, a fost o influență moralizatoare a creștinismului în viața acestor oameni. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi în această seară. Ce influență a avut cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Ce influență are părtășia în viața noastră? Suntem oameni buni? Suntem oameni morali? Suntem oameni care ne-am lăsat de... De ce ne-am lăsat? Noi mai ducem în cluburi, nu mai intrăm în baruri, nu consumăm foarte mult vin, ne-am lăsat de niște vicii, nu mai fumăm. Da. Îi roada Duhului Sfânt în viața noastră? Cam puțin. Frate, la toți ni-i greu, pe pământ e greu, Domnul știe lucrul ăsta, de asta a murit Iisus, tot ne ierte păcatele. Ce să facem, nu? Suntem oameni. Țărână, praf pe cum până fântânii, ce replici și scuze mai sunt, nu știu. Este o întrebare fundamentală pentru noi. Suntem noi, sunt eu născut din nou, sunt eu făcut părtaș firii dumnezeiești, mă sfințesc eu prin promisiunile lui Dumnezeu, capitolul 1, am primit eu credința aceea a aleșilor lui Dumnezeu, credința căpătată de toți sfinții lui Dumnezeu. Se vede în viața mea, îmi dau eu silința să unesc cu credința fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Am eu lucrurile acestea din belșug în viața mea. M-am lăsat de anumite vicii sau, în plus de lăsarea de vicii, mine se vede roada Duhului Sfânt. Eu nu fac asta sau pot să descriu viața mea de creștin și prin lucrurile pe care le fac, nu doar pe alea pe care nu le fac. Eu n-am voie să fac asta și nu fac, dar ce faci? Deci este descrisă sfințenia mea doar negativ sau și pozitiv? Îl cunosc eu pe Hristos doar mental moralizator sau îl cunosc pe Hristos într-un mod mântuitor? Mi-am pus toată încrederea în El, depinde de El și orice lucru pe care îl fac în viața mea este definit de persoana Domnului Iisus Hristos. Viața mea gravitează în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Întrebarea nu este dacă sunt de acord cu creștinismul, ci dacă El a avut un impact puternic, real, transformator, regenerator, sfințitor, mântuitor în viața mea. În viața mea. Păcatele acestor oameni, se zice, se încurcă iarăși, s-au agățat iarăși de păcat. Da? Imaginea unei oi care intră între scaieți și nu se mai poate smulge de acolo, între mărăcini. Se încurcă iarăși în păcatele astea, pentru că din natura lor. Sunt biruiți de ele, da? Și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Am amintit deja dimineață lucrul acesta, oameni care au fost în biserică și când au ieșit în lume au ajuns mai rău decât înainte, când au fost în lume. Mai rău. Este un cuvânt foarte grav, serios pentru noi cei care suntem în adunare. Foarte serios pentru noi. Să ne asigurăm că influența pe care cuvântul lui Dumnezeu, metodele Harului, creștinismul, influența pe care o are în viața noastră este mântuitoare, este reală, una care transformă ființa noastră. Și auziți, extraordinar, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut. Asigură-te nu doar că ai intrat, ești pe o cale a neprihănirii. Faci și tu lucrurile pe care le facem noi. Asigură-te că inima ta este neprihănită. Că inima ta este neprihănită. Asigură-te nu doar că ai poruncile Domnului Iisus Hristos și încerci tu să te ții după ele cum se țineau farisei, într-un mod exterior. Legal. Domnule, sunt în parametri legal. Asigură-te că ești în Hristos. Că ai o poziție în Hristos. Că ești făcut părtaș firii dumnezeiești. Asigură-te de lucrul acesta. Cu ei s-a întâmplat, și așa încheie Petru, ce spune zicala adevărată? Câinele? Interesant, de ce nu spune Petru că și-o pierdut mântuirea? El folosește o ilustrație, o imagine. Putea zice, oamenii aceștia și-au pierdut mântuirea. Zice, cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată.
Și Petru vorbea, lua lucruri din popor. Câinele s-a întors la ce vărsase. Câinele pentru evrei era un animal necurat, nu era un animal de companie. Știți că Petru, Pavel îi numește în Filipeni 3 pe niște slujitori câinii aceia. Păziți-vă de câinii aceia. Era un animal necurat. Scroafa cu atât mai mult. Scroafa cu atât mai mult. Și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. De aceea am insistat spre a face diferența între o influență externă moralizatoare a creștinismului și una mântuitoare. De aceea am insistat. Pentru că poți să fii. Se întâmplă lucrurile acestea, este trist și se întâmplă cu învățători, cu păstori. Asta ar fi o predică bună, da? Pregătită de cineva care știe să predice bine. Ar fi o predică bună la comunitățile baptiste, pentecostale și creștine după Evanghelie. Nu credeți? Că pentru ei a fost scrisă. Pentru noi, învățători, a fost scrisă. Scroafa spălată. Poate să aibă cravată, poate să aibă costum, poate să știe să cânte, poate să știe să învețe, poate să știe să dea lecții la alții, da? Poate să știe să facă consiliere, chiar s-ar putea să-i placă aspectul ăsta al consilierii, în special cu surorile. Poate să fie un mare sfătuitor, în special știe să sfătuiască surorile care au probleme, pe bărbați nu prea. Acum mai sunt și învățături ăștia cu deviații din astea sodomite. Dar poate să fie expert la lucrurile acestea. Și să nu fie decât ca o scroafă. Care a fost spălată. Care își face ritualul de curățire ca atunci când vine în adunare să nu fie recunoscută scroafa. Dumnezeu îi cunoaște inima, Dumnezeu îi știe natura. Știe ce este din fire. Știe dacă e fiul al blestemului. Sau din fire sortită pe irii, ca animalele fără minte care sunt sortite să fie capturate, prinse și omorâte și consumate, distruse. Dumnezeu să ne ferească de acest mare pericol de a fi spălați pe exterior și înăuntru să nu fie schimbați. Sunt mulți oameni din ăștia care trăiesc viața asta dublă. Vin la adunare și înainte să vină la adunare să spală bine acasă, își pune scroafa, fundița, repetă cântarea, poezia, rugăciunea și vine în adunare și scroafă-i tare cu minte. Se pune și la cor dacă e nevoie. Duce și cu colecta dacă e nevoie și ea pune colecta pricul cu zecială. Dacă e nevoie să duce și la rugăciune scroafa să ține un discurs, n-are niciun fel de problemă. Dacă e nevoie, ține și o predică când e rugată scroafa. S-ar putea să fie scroafa conducătorul adunării. Dacă însă întoarce acasă, știți cum, are mocirla. Are mocirla în care se bagă, se tăvălește și poate noi nu știm. Însă lucrurile astea ajung să fie date afară. La un moment dat, lucrurile acestea iasă la iveală. Și nu ne facem de rușine pe noi. Facem de rușine biserica și atragem multă hulă la adresa numelui lui Dumnezeu. Când mai speri lucrurile astea? Când mai speri lucrurile astea? Să ne facă Dumnezeu și să fie real în viața noastră un lucru foarte important, nașterea din nou. Să facă Dumnezeu să fie real cu adevărat în viața noastră, să fim părtași firii dumnezeiești. Dacă celebrăm în această seară ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, cu adevărat să fim uniți cu Iisus. Uniți cu Iisus în moartea, îngroparea și învierea Lui la o viață nouă. Să ne gândim în seara aceasta, din atâtea lucruri care au fost spuse, Doamne, este ceva în mine care seamănă cu impostorii ăștia, cu escrocii ăștia? Este ceva în mine care seamănă cu scroafa spălată? Mă spăl, Doamne, numai în exterior sau în mine este o transformare reală? Dacă am murit împreună cu Hristos, trebuie să fiu mort față de păcat. Dacă am fost îngropat și înviat împreună cu Hristos, trebuie să fiu înviat la o viață nouă. Există cădere, dar există eliberare reală în puterea Duhului Sfânt, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Noi nu venim aici numai să comemorăm așa, comemorăm și noi că a murit Domnul Iisus pentru noi să ne ierte păcatele. Și noi venim să comemorăm mai mult o persoană care a murit pentru noi ca să murim față de păcat și ca să înviem cu adevărat la o viață nouă. Să celebrăm că am fost scoși în această seară, să celebrăm că am fost scoși de sub judecata lui Dumnezeu. Să celebrăm în această seară că și noi, ca Noe, cu cei 7 inși care au intrat în corabie, suntem și noi protejați pentru totdeauna de mânia lui Dumnezeu. Când stai cu paharul ăla vizibil în fața ta, îl vezi, paharul care simbolizează jertfa Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus Hristos, și când îl vei bea, gândește-te că El a vărsat sângele ca să fii scos pentru totdeauna de mânia lui Dumnezeu. Că a fost vărsat sângele Lui ca să te bucuri o eternitate în fericire veșnică cu Dumnezeu. Că s-a vărsat sângele ăla pentru toate păcatele în care de atâtea ori ne bălăcărim. Ca și cum n-am fi fost născuți din nou. Ca și cum n-ar fi fost niciodată un moment în viața noastră în care Hristos cu mare putere să fi intervenit și să ne fi scos din mizeria din care nu ne puteam scoate.
Pentru asta a murit El. Să celebrăm lucrurile acestea cu mulțumire, cu o dorință profundă de sfințire. Să celebrăm jertfa Domnului Iisus Hristos pentru viața noastră, uitându-ne, cum spune Pavel, uitându-ne la momentul în care se va întoarce pentru noi. Și momentul în care vom fi scăpați de tot ce va cădea peste lumea aceasta, tot datorită jertfei Lui. Tot datorită jertfei Lui. Dumnezeu să ne atragă inimile prin Duhul Sfânt, să ne deschidă inimile, să vedem frumusețea lucrării Domnului Iisus Hristos pentru noi. Dacă ei sunt judecați, Iisus a murit ca noi să nu fim judecați. Dacă ei se bălăcăresc în păcat, Iisus a murit ca noi să nu ne bălăcărim în păcat. Dacă ei nu au renunțat la anumite vicii, Hristos a murit nu doar ca să renunțăm la niște vicii, ci ca să trăim o viață nouă în puterea Duhului Sfânt, având roada Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă ei s-au unit doar cu biserica, Scriptura spune că Iisus a murit pentru noi ca să fim uniți cu El pentru totdeauna. Să fim ascunși cu El în Dumnezeu, să fim așezați în locurile cerești, să fim uniți cu El în moartea, în îngroparea și în învierea Lui. Binecuvântat să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.